că este ultimul video sau ultimul vlog, cum vreți voi să-i spuneți, cu acest background. Cred că în ultimii 2 sau 3 ani asta a fost camera mea de făcut videouri, de făcut live-uri, de început vloguri. Nu prea am făcut așa multe vloguri, dar de aici am început. Și asta cred că va fi ultimul și de asta am zis să fac acest vlog. Nu prea sunt eu obișnuit așa să vorbesc la cameră când mă ridic, ce mă mir după scaun. Este ora 9 seara în momentul ăsta și dezasamblez tot de aici pentru că am mai avut un clip de filmat și mâine dimineață la ora 7 dimineața o să plecăm. Avem un drum de vreo 7-8 ore cu mașina. O să fie destul de tare. O să vă luăm cu noi să vă arătăm cum o să facem, cum o să ne mutăm job frumos, în special acest setup, pentru că mi-am mai lăsat setup-ul pentru încă câteva ore, pentru că imediat urmează să vină cu dubița și să îl mutăm. De ceva timp Andresita nu mai are setup-ul lângă al meu, l-am avut aici, deja am învălit totul aici pentru că am mai avut câteva clipuri de filmat. Ia uite-te, job, nu mai e nimic. Aici avea Andresita setup-ul cu monitorul ăsta, deci monitorul ăsta n-a dispărut, i l-am pus Andresitei. Practic, acum am strâns absolut tot de aici, mai trebuie să strângem tot din camera cealaltă și să băgăm în dubă, frate. Ia uite pe genul ăla cum stă acolo pe tavan. Ne vedem mâine dimineață din mașină. E 8 dimineața, m-am trezit cred că de vreo 3 ore, n-am putut să dorm. Au Andresita. Bine-s. Deci am pornit acum o oră și ceva și mai avem... Uite, scrie aici. 6 ore și 8 minute. Și efectiv, așa stau eu aici. Te arată în spate ce e aici, în spate. E full. Efectiv. Deci vreau să văd și jos acolo, nu putem da scaunele mai în spate. Avem așa, 3 calculatoare, 4 monitoare, 2 ghiozdane, laptopul Andresita, laptopul meu. Noi am 3 laptopuri în ghiozdanul meu. Oh, ok. 6 ore și 10 minute. O să avem de mers, sincer. Așa că ne mai oprim pe drum, vedem ce se mai întâmplă. Domnule Zăsami, ce aveți de declarat? Ce să mai declarăm? Ia uite cât e blatul ăsta, ia zi. Ia joacă blatul ăsta. Mă, nu se mai termină. Te-am uitat un 5, să ducem la 10. Da. La 10. Ce mă, așa? Și acum drop test. Mă, nu suntem pe poziții. Aveți silențiosul să ne ajute, v-am zis eu la început de tot. Mă, mă mai soiulând, băi. Uite, te trebuie să ții mai dreapt așa, dă-i acum, apasă. Bine, mă! Bine. E prima oară când ține pe mașina în viața lui și nu crede, adevărat, crede nu că e pistol. No, e, deci gen, uite de ce a făcut, gen, a rămas să la voi de următoarea găură și a rămas să stai aici. Ia, fii atent, nu, yeah. Deci te rog eu frumos. Stai, bagă-l înăuntru, hai să te văd, chiar. Acum lucrăm la setup, e grav rău de tot ce se întâmplă. Nu știu dacă se vede bine, se vede bine? Normal că se vede bine. Dacă cumva aveți nevoie... Ce ai mai ești de bun direct? Dacă cumva aveți nevoie de silent pentru construcții sau renovări de cameră, puteți să-i scrieți pe Instagram, e non-stop available. Fii atent, uite acum dă-i. Mamă, gașca zurli aici. Pov, ești camera lui Zăsami de urmează să filmeze toate videourile lui. Bă, măi, silent! Bă, dar te pricep bine rău. Da, pe bune și fii atent. Bă, dar vreau să-ți arăt o chestie, fii atent. Ia. Îți place la Maia? Da. Fii atent, ia, vorbesc, ia stai, ia stai că mă uit-o pe Andresita. Acolo în cutia aia. Dacă ți vine să crezi aici în cutia asta erau toate chestiile mele de... Uite, o capibara. O capibara cadou de la Andresita. No, n-ai. Ia să vedem. Păi mi-am găsit direct. Direct la mine au venit astea, direct. Mamă, le fură direct, vă rog, țineți-le puțin. Mă, cumva băiatul ăsta s-a tuns, adică uitați-vă și voi ce fade insane. Andresita, wow. Ia uite aici. O capibara, bine rău. Și eu aici. Eu cu mine, pe spate. O știi cineva pe aia? What? Mă, n-o spărge! Să acolo, gen, fii atent. Real? Cum ar fi, gen, să vadă un vecin de acolo de la 5, gen, să vadă că eu o lamă pe mă, așa, dacă vă dați seama unde sunt acum în București, sunt de fapt, în momentul ăsta, ca să știți, m-am mutat în Turcia. Pentru cine întreabă, eu sunt mutat în Turcia. Și astea le lași aici pe fundal, gen, tasă. Da, exact, factura? Da. Perfect. Factura, așa, baclava. Hai, Andresita, pune niște de alea acolo, să vedem. Uite, ia-l pe Decu. Pe Decu cu Andresita, gen. Nici eu, dar mi-au zis abonații. Așa, ia să vedem unde îl pui bă, pe ăsta. Da, vezi că aici e cu tactică, vezi că gen, chiar contează ce pui și unde pui. Gen. Așa este, dar eu vreau să văd unde îl pune Andresita. Acolo vrei să-l pui? Da, pe mijloc merge. Atât, bun? Revenind după ce îl umplem pe ăsta aici și după ce terminăm aici cu monitoarele, cu chestiile, că e jalete gen. Am aranjat chestii de pe aici. Mai ales pe tine așa să de aici tare drăguț. Dar o să vă fac asta mi-e prezentarea mai... Ce-i ăsta? Ce-ai? Cred că a dat cu capul. N-am dat cu capul. Ok. Montez calculatoarele, ai silent îmi dă la mână, mi s-au rupt pantalonii între picioare. Suntem bine, sincer. Suntem forță. Bă, gen, real, știi ce se întâmplă?
Nu găsesc tastatura. Acolo. Cred că acolo. Nu. Acolo, una în spate la Minecraft și una pe dulap. Una în spate la Minecraft? Da, sus, unde scrie Minecraft. Nu, nu sunt astea tastaturile mele. Eu cred că le-ai uitat la Timișoara. Gen, nu glumesc. O, am găsit-o. Bă, ăsta nu era mouse-ul meu. Mamă, uite de cum i s-a făcut mouse-ul. S-a dus, sări cu mouse. A făcut bube mouse-ul, bă. Dar, tocmai ce facem, ce facem aici, dacă vă întrebați, l-am băgat pe Excelent la colț. Bună! Și vreau să vă zic că acum pleacă primele teste ale calculatorului. N-am terminat aici încă de făcut, dar vrem să băgăm puțină muzică, gen să ne cocoșăm pe niște music. Mă, cum ai găsit aici? Mă, care ești? Salut, frate, ce faci? Mă, nu te-am mai văzut de mult, ai Silent. Nu, Sami, nici eu nu te-am mai văzut de mult. Mă, ai Silent a venit aici, ne-a ajutat direct să împachetăm, să montăm, să facem tot. Ce faci, mă, ai Silent? Stai puțin să închidem ușa, că o să intre vecinii peste noi. Bun, urmează imediat să mâncăm cu Ice Island, dar înainte de toate trebuie să vă arătăm turul și să vedeți care este situația. Ne uităm aici la fratele nostru, Aira Papel, Airândunel, și avem aici, practic, cum v-am zis la început de tot, ne-am mutat. Și situația este simplă. Vreau ca să zici, Ice Island, cât este de confortabilă canapeaua. Hai să vedem. Ia. Mamă. Mamă, cât e că... Deci 10 din 100, nu, gen, 10 din 10, 10 din 1? 10 din 1, n-ai voie, gen, okay, chiar e confortabilă, dar ză Sami. Da. Eu vreau să te întreb pe tine cât de confortabilă e canapeaua, așa că treci acolo. Ok, asta chiar e, bă, chiar e forță rău de tot, sincer, e torpilă. N-am, chiar n-am ce să zic. Aici în partea asta avem o bucătărie, gen, forță așa, așa, bum, 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 șacalaca. Un frigider. Arătăm ce avem frigider? Da. Nu știu ce am un frigider, sincer. Holy! Ok, bun, ok, perfect. Și avem o mini măsuță aici, deja frumos să mâncăm, foarte așa, elegant, cât de cristi ce zic. Și mergem în partea asta, dacă vii după mine, ai Silent, pentru că noi astăzi ne-am montat studioul și toate chestiile cu ajutorul lui Silent, lui mama și lui tata. Și salut! Mama și tata au plecat deja. Și prima ușă aici, dacă vrei să intri, Silent, dacă cumva vrei să te duci la baie, te duci direct aici la baie. Și îți faci și un duș dacă vrei. Bine, mă, ză Sami. Bine, mă. Deci acum suntem în baia lui ză Sami. Acum Sami, nu mă deranja, te rog, că eu sunt la baie aici. Bine, ia vedeți aici. Baia lui ză Sami direct tot ce trebuie, frumos. Bă, sincer să fiu, nu, unde e Sami? Da, mă, frate, și voi să zic. Voi să zic că să ai puțin la asta de aici, pentru că aici sunt niște chestii de care o să avem nevoie. Aici avem un mini laundry, zona unde urmează să ne punem și o mașină de uscat, dar aia e cam irelevant. Aici este studioul, ai grijă că aici filmează să Sami și chestii de alea, dar, mă duce acolo. Măi, Andresita? Doamne, deci Andresita, vreau să vă zic un singur lucru. Andresita stă non-stop în pat. Andresita e full YOLO în pat. Uitați-vă și voi. Bine, lucrează în momentul ăsta. Nu știu cât e ceasul. Vreau să-mi arăți, Andresita, cât e ceasul. Pe telefonul tău. 21. Lucrează non-stop. Aici avem niște dulapuri. Peretele ăsta practic e plin de dulapuri, sunt dulapurile noastre, e full de haine. Uite cum aici sunt toate hainele mele. Nu aici, stai că alea sunt la Andresita. Nu, stai puțin. Da, aici sunt toate hainele mele, real, gen. Asta e cool, gen, da, asta e gen, așa mă îmbrac, n-am haine, gen. Andresita are totul ocupat. Bun, perfect. Și lăsând lăsând la o parte dormitorul și toate, mai avem două încăperi. Aici, practic, este baia principală. Bun, frumos. Adică știți deja care e treaba cu, cum s-ar zice, căcănesc, cu nebunii și toate alea. Și aici... Ce este acolo, ză Sami? Ce este acolo? Explică-ne, te rog frumos. Ce este aici? Te rog, trebuie aici să știm. Fii atent. Aici este... O să deschid ușa, ok? Și fii atent, uite așa puțin. Fii atent, băgă așa puțin. Mă, ce... Bă, le arătăm? Nu știu ce să zic, pentru că momentan n-a dat nimeni like la turul ăsta, Sami. Bă, apăsați pe butonul de like pentru acest tur. Pe bune! N-am ce să zic, pentru mutare, pentru toate nebunile. Toată mutarea a durat vreo 3-4 ore. 4 zile, gen, hai că ore, dacă e. Bun, vine după mine, hai încoace să vezi și fii atent, ai Silent, aici este noul nostru. Bă, ce-s cu pantalonii ăștia aici? Nu știu ce care a fost treaba. Dar aici practic este noul nostru studio, al meu și al lui Andresita și cred că mai nou și al lui Ai Silent. Pentru că eu aici stau. Gen, Ai Silent deja se mută și el aici, nu am nicio idee, sincer. E full, uitați-vă și voi. Urmează să joace Roblox 100%. Uitați-vă. Full Roblox pe cel mai mic monitor din lume. Ia uitați-vă. E full pe contul Andresitei. Se joacă obiuri.
iSilent. Îți place monitorul? Da, e, da, e perfect pentru Roblox, deci da, n-ai voie. E cel mai perfect monitor pentru Roblox și acum vreau să vedeți setup-ul meu. Este un setup destul de minimalist, pot să zic așa. Și hai să vedem cum o să se vadă de acolo, cum o să vedeți voi de acum. Fii atent, Sami, uite-te la mine. Episoade. Fii atent, gata să facem tranziția. Hai să vedem acum cum o să se vadă. 3, 2, 1, BOOM! Bine, mă, ce sări silent aici, e rupere, pică peste tot, dar ce să zic, e tare rău de tot. Cam așa arată background-ul momentan. Momentan, cam așa arată. Mie îmi place foarte mult acest setup, deci chiar e numărul 1. Urmează să mai facem modificări, să mai adăugăm niște chestii. N-au ajuns încă toate LED-urile, dar am zis că trebuie să vă arăt, pentru că urmează să apară episoade de aici din noul studio și să zice, adică să știți de ce este schimbat background-ul. Crezi că îți dau seama că e schimbat background-ul? Da. Ok, vreau să ziceți dacă e puțin mai diferit background-ul de cum l-am. Bă, mi-e super mai tare, gen, adică mai tare? Gen, chiar e tare, gen, chiar da. E mișto. Da, ideea este că sunt mutat, nu o să vă zic unde, suntem în Spania în momentul ăsta. Sunt, da. Stau mult mai aproape de iSilent, deci de acum încolo probabil, cred că o să dormim împreună, gen. Bă. iSilent, zi orice, ce vrei tu. Urmează full inițierea apartamentului cu silențiosul. Aia zic, tată. 4 shawarme de 1 kg, 2 cu 2. Andrisita mănâncă 6 shawarme de 1 kg. Da. Andrisita nu mănâncă chiar așa mult, gen doar 6 shawarme. Așa că hai să trecem direct. Salut. Asta e înălțimea noastră reală. Asta e camera de filmat. Salut, dacă ne vedeți pe stradă. Pov, ești camera de filmat din lift. Mamă, nu mai pot, sunt, mamă, îmi plouă în gură. Eu vreau să te filmezi în oglindă, gen. Așa, gen. Mă, ce? Doamne, inițierea apartamentului, prima masă. Andresita! Haide, Andresita! Aici te aștept. Zici că... Uitați-vă aici ce avem pe masă. Doamne! Alo, da? Mă sună foamea. Sincer? Nu i-a fost foame lui Silent până să plece. Chiar nu mi-a fost, gen... Bă, nu mi-a fost deloc foame. Dacă n-ajungi acolo, gen, n-ai bă, cum. Când ajungi acolo și vezi halca aia... Ia uite! Andresita! Bine, mă! Așa, deci asta este noul nostru suport de... Ce nu înțelegeți, Sami, este că avem nevoie de o farfurie de căciulă. O farfurie de căciulă? Da. Pentru că urmează să plojnim rău de tot. Mamă, big reveal. Deci uitați-vă cât e șaurma asta, cât capul lui iSilent. Bă, tu nici nu te vezi. Păi dacă... Ia. Mamă! Bă, Silent. Bă, dar tu nu știi să o deschizi, mă, Sami, tu trai... Oh my god, oh my god, frate. Păi ești prea amator, Sami. Sunt amator la mâncat șaurme? Normal. Doamne. Hai să ne trăiți. Vreau să-l aud pe Silent cum face. Bă, mi-am plouat în gură, real. Vreau să-l rămân așa și în gură, gen. Real mi-am plouat în gură. Hai să vedem, mai Silent. 3, 2, 1 și... Nu... N-ai voie. Mamă, cum e. Ardei ăla? Da, jalapeno. Prea bun. Da, nici n-ai cum să vorbești sincer în timp ce mănânc. E prea bun. Și Andrista mănâncă în cealaltă parte. Andrista nu bagă shawarma. Zăsami, eu am rămas fără cuvinte. Da, vreau să vă zic, iSilent e cel mai fresh, tuns YouTuber. Și Zăsami, în curând. Da. Puteți să cumpărați vlogul ăsta cu vlogul ăla trecut, când eram rupt, gen, Doa. Eram torpilă. Pe vlogul trecut, când am intrat pe ăștia și i-am în casă, dacă n-ați văzut, ne-am cumpărat la mâncare, de ne-au sărit capacele. Nu mai aveam ce să facem cu mâncarea aia, am mâncat 3 zile consecutive din mâncarea aia. Eu vreau să pui flashback. Acum. Flashback. Bă, ce neacă, bă! Păi e roșu! Bun, hai să terminăm de mâncare și după îi dăm cu full respect. Se termină de mâncat. Ai Silent aleșinat. Mai poți? Nu mai pot. Nu mai pot, pur și simplu, gen. Nu mai avem nimic. Nimic nu mai avem, suntem full. Deci urmează gata, full somn. Aleșinăm. Sper că se întinde bine scaunul ăla.